vă predau cascheta domnului simplătătorul, Radu George Vanu. Trebuie făcut mai mult decât. Trei ani la rând i-am considerat ca fiind o provocare pentru mine și s-au materializat în ceea ce suntem astăzi, viitori ofițeri ai armatei române. Ceremonia festivă cu prilejul căreia primiți însemnele nobile ale primului grad de ofițer reprezintă un moment unic, irepetabil, cu semnificații aparte și conotații specifice pentru fiecare. Bună ziua! Să trăiți! Tinerețea, voioșia și bucuria absolvirii au fost cuvintele de ordine în Piața Sfatului din Sibiu, unde în cadrul ceremoniei de absolvire, promoția 2010 a Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu a primit onorific denumirea Henri Coandă 100. La festivitățile organizate de Senatul Academiei au participat alături de părinți, rude și prieteni ai studenților, reprezentanți din Ministerul Apărării Naționale, ai autorităților publice centrale și locale, cadre militare în rezervă și în retragere, precum și personalități ale vieții publice și universitare. În instituțiile de învățământ militar pe care le părăsesc astăzi absolvenții promoției 2010, s-au format și perfecționat de-a lungul existenței Armatei României generații și generații de ofițeri, maiștri militari suboficeri, sub îndrumarea unor profesori și instructori de mare valoare, dascăli care au sădit cu strădanie în studenți și elevi forța de împlinire și revigorare continuă a învățământului militar românesc. Ne-am aliniat cu pași mărunți și repezi la rigorile și cerințele vieții militare și am ținut piept într-un mod curajos și demn pentru această instituție de învățământ militară, care a scos oameni, spun eu, de valoare. Încrezători în forțele proprii, cu inteligență, dinamism și creativitate, noua generație de ofițeri va depăși greutățile inerente oricărui început de carieră. Am vrut să realizez un echilibru și între sport și între acest plan, domeniu militar, și mi-a reușit și îmi vine în aceeași timp să râd, în aceeași timp să plâng, nu știu ce. E un sentiment greu de descris, e frumos, mă simt împlinită, cam am realizat tot ce mi-am dorit și îmi doresc să fiu un ofițer demn, că am terminat și un liceu militar și Academia Militară, nu știu, am perspective de viitor foarte frumoase și sper să fructifice pe viitor, să nu se îndeplinească tot ce... Să am o carieră de succes, o familie, o viață frumoasă. Ca viitor ofițer al Armatei Române îmi doresc să servesc cu curaj patria și țara să fie mândră de noi cei care am absolvit astăzi această instituție. În cadrul ceremoniei de la Sibiu a fost acordat gradul de sublocotenent pentru studenții care s-au pregătit în toate armele și specialitățile militare din cadrul forțelor terestre, precum și pentru studenții aparținând altor structuri care compun Sistemul Național de Apărare.